istoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. O criză sanitară fără precedent, care ia proporții de la o zi la alta, o criză a facturilor la energie și peste toate, sau între ele, cum vreți, criza politică. Însuși președintele Iohannis recunoaște gravitatea acestei situații și totuși, după moțiunea de cenzură de ieri, care a dus la prăbușirea cabinetului Câțu, a lăsat numai puțin de o săptămână pentru, și aici vine întrebarea, pentru ce oare? Pentru responsabilitate și maturitate, lăsa el de înțeles, pentru pregătiri în forurile interne ale partidelor, pentru că urmează niște negocieri complicate, negocieri despre care tot domnia sa spune că s-ar putea să nu ducă la nimic în primă fază, într-o primă rundă de consultări, și mai mult decât atât, niște negocieri pe care tot lasă de înțeles că le-ar dori purtate într-o singură direcție, ca PNL să rămână în continuare la guvernare cu premierul Florin Câțu. Doar că pozițiile sunt intransigente, nu doar din partea liberalilor, ci și din partea celor de la USR Plus, celor de la PSD. Discutăm despre tablou, ce s-ar putea schimba în această săptămână și cum ar putea decurge negocierile astea. Invitatul acestei ediții este vicepreședintele USR Plus, Dan Barna. Bun venit, bun revenit în Piața Victoriei. Bună seara! 0372069599 e numărul de telefon la care vă puteți face și voi cunoscută opinia sau puteți pune o întrebare. Piața Victoriei e deschisă, așa cum știți, din toamna asta și la acest capitol. Dan Barna, o săptămână în care ce? O săptămână, hai să zic așa, o săptămână lungă sau scurtă? O săptămână care e prea mult sau e prea puțin pentru scopul propus? Mai degrabă o săptămână lungă, pentru că, într-adevăr, România, cetățenii țării sunt în momentul de față, dincolo de criza politică, care să spunem că e mai degrabă la modul spectacol pentru mulți dintre cetățeni, celelalte două, criza sanitară și problema costului energiei, sunt situații și probleme care afectează aproape fiecare familie din această țară. Ori din această perspectivă, într-adevăr, termenul acordat de președinte de a începe consultele de abia săptămâna viitoare este destul de lung, mai ales când nu există un cadru de, nu știu, consultări, negocieri alternativ celui constituțional prevăzut în legea fundamentală. Dacă aici e cheia, de fapt, dacă exact asta trebuie să se întâmple, niște consultări informale de-a lungul acestor zile, nu doar în forurile interne, cum zice președintele, alea statutare și alea, știu eu, sufletești, că nu știu, poate că trebuie să o interpretăm și așa, faceți o căutare interioară și vedeți la ce ajungeți. Deci nu numai asta, poate că se așteaptă la niște negocieri între partide ca rezultatul să fie cel, mă rog, cel pe care și-l dorește. Pe care și-l dorește? Păi pare că își dorește cu Florin Câțu în continuare și atunci dumneavoastră ați negocia să fiți mai puțin intransigenți, poate să primiți altceva la schimb, asta și PSD-ul la fel, să susțină un guvern minoritar Câțu dacă la asta se va ajunge. Bun, aici vreau să stabilim foarte clar planurile, pentru că în momentul în care s-a declanșat criza, acum mai bine de o lună de zile, a fost foarte mult timp în care se putea petrece o mediere de vreun fel. Ea nu a existat niciun moment. Președintele a fost constant, a spus eu îl susțin pe Florin Câțu, restul vă privește, descurcați-vă. Acesta a fost mesajul constant și din Statele Unite transmis, a fost mesajul transmis și la Congresul PNL. Florin Câțu a câștigat Congresul PNL, să spun așa, el reprezintă astăzi caracterul, valorile, credința liberalismului vechi și nou din România. Nu? Aici suntem toți de acord, e președintele PNL. Bun. Dincolo de asta, poziția USR, și vreau să fie limpede lucrul ăsta, în toată această perioadă USR n-a făcut nicio clipă vreun balet sau vreun dans tematic pe diverse scenarii. Am spus din primul moment, această criză nu trebuia să se întâmple. Din păcate, premierul pe care l-a avut România a fost unul pentru care pălăria de premier a fost mult prea mare. El nu mai are sprijinul USR. A fost o decizie unanimă a partidului, ceea ce știți foarte bine. În USR să ai o decizie unanimă e ceva aproape imposibil. S-a întâmplat, Florin Câțu a reușit să determine lucrul acesta. În momentul de față, criza se poate încheia din punctul nostru de vedere și într-o săptămână. Adică în loc să avem această săptămână în care să mai discutăm cu colegii parlamentari una alta, că asta se va întâmpla de fapt, am fi putut foarte bine, cei de la PNL ar fi putut foarte bine să spună următorul premier este X,
ne așezăm la masă, stabilim calendarul de reforme astfel cum el e prevăzut în programul de guvernare. Nu vorbim de alte lucruri fanteziste și în câteva zile, într-o săptămână și jumătate, am fi avut un guvern, am putea avea un guvern pur funcțional. Deci acest scenariu există, este scenariul matur și scenariul responsabil. Noi despre el vorbim și asta spunem. Odată cu înlocuirea lui Florin Câțu, se deblochează și coaliția poate să redevină funcțională și discuțiile vor fi fix pe planul de acțiuni și pe calendarul de reformă pentru perioada următoare. Asta e varianta responsabilă. Dacă se intră în același scenariu pe care îl văd împins, l-am văzut și din declarațiile din Parlament ale fostului premier de la moțiune, am văzut și din declarațiile președintelui de seara trecută, dacă se intră într-un scenariu în care trebuie să fie construit un alibi pentru a continua cu PSD-ul, atunci da, vom pierde niște zile și niște săptămâni pentru un non-rezultat. Că aceste declarații de care vorbiți n-au fost în vreun fel laudative sau nu i s-a făcut curte PSD-ului, ci ați fost dumneavoastră înfierați de sus până jos, inclusiv de președinte, așa cum spuneam ceva mai devreme, pentru că vi s-a pus în cârcă ruperea acestei coaliții, s-a vorbit de măști pe care le purtați, și nu vorbim de astea de pandemie, ci de cele că pozați în salvatorii națiunii și când încolo aveți interese meschine și cinice, de politicieni așa, de factură îndoielnică. Cam astea au fost cuvintele președintelui în declarația de aseară și în declarația de azi din Slovenia, când a răspuns jurnaliștilor la întrebări. O să fie greu, a zis șeful statului, să negociezi cu cine ți-a trântit guvernul. Adică cu oameni de genul ăsta. Și atunci alibiul care e de fapt? Să se spună, domnule, cu ăștia de la USR Plus nu se poate și atunci, dacă vrea PSD-ul să ne susțină bine, noi o să guvernăm minoritar? Sau care e alibiul? Apropo de... Exact, acesta este scenariul. Fie înțelegem și vor fi de acord și cei de la PNL și, în ultima instanță, și președintele, că o coaliție care să poată să treacă România prin criză și să o modernizeze în același timp, este singura variantă pe ceea ce avem acum în Parlament, pe ceea ce au votat românii în decembrie, este o coaliție USR-PNL-UDMR. Asta e coaliția care poate să asigure astfel de o majoritate. Dacă acceptăm acest lucru și acceptăm cu toții, adică și PNL și președintele, că Florin Câțu a fost veriga slabă, a fost roata dințată cu prea puțin dinți în mecanismul acesta de funcționare a coaliției, se poate merge mai departe. Dacă se rămâne în continuare pe logica că România trebuie să rămână aruncată în aer, așa cum a decis Florin Câțu în miercurea aceea nefericită în care a forțat PNDL-ul și încălcând protocolul semnat, repet, că văd că se încearcă victimizarea și responsabilizarea, aruncarea vinei pe USR pentru criza politică. Dar e o criză politică pe care toți analiștii și externi și interni au înțeles-o foarte clar. Un premier nu a respectat acordul de coaliție, aruncând în aer coaliția respectivă, dându-ne afară de la guvernare. Că asta s-a întâmplat. În momentul în care al doilea ministru al nostru a fost remaniat, fără să fie respectat nimic din ceea ce chiar acel premier a semnat, noi am fi rămas în ce poziție? De paiațe? Adică ideea și problema de fond a crizei vine exact din acest motiv. În toată această perioadă, vechea clasă politică, PNL în cadrul coaliției, considera USR-ul un partid ca un EPR, ca vechile partide Balama, adunate din firmiturile din Parlament. USR nu este acest tip de partid. USR este un partid care vine la propriu din societate, cu oameni care vin pe niște valori și pe niște principii și care vor un lucru foarte simplu. Să fie respectați ca parteneri într-o coaliție. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Repet, în toată această perioadă noi n-am făcut bale de poziționare. Am spus un lucru foarte clar. Acest premier e incapabil să țină coaliția funcțională pentru că nu respectă unul din parteneri, încălcând ceea ce chiar dânsul a semnat după momentul Vlad Voiculescu, un alt moment de asemenea revoltător, peste care am trecut exact din responsabilitatea clamată astăzi de susținătorii lui Florin Câțu. Ori lucrurile din punctul nostru de vedere sunt foarte clare. Putem avea o guvernare stabilă cu susținere parlamentară dacă vorbim de un alt premier care își asumă programul de guvernare votat de Parlament. Atât de simplu este. Bun, acum cumva liberalii au zis dacă voi ați răsturnat acest guvern prin moțiune de cenzură, voi însemnând USR Plus cu PSD și cu AUR, păi veniți voi și propuneți ceva în loc. Ori aici e un fel de capcană. Ce pot să propună în loc? Niște partide pe care nu le unește decât dorința de a scăpa de Florin Câțu, că unii au vrut să scape de guvern cu totul sau să puncteze electoral și s-a văzut că le-a reușit în bună măsură, alții, ca dumneavoastră, să scăpați de persoana lui Câțu. Și atunci ce să propuneți? Maturitatea politică,
presupune exact să iei deciziile în funcție de contextul pe care l-ai. Această coaliție este una care poate să funcționeze. Problema ei a fost un premier incompetent la nivel uman și ca experiență de viață, ca să fiu elegant, în ceea ce înseamnă ținerea funcțională a unei coaliții. Pentru că în toate țările Europei, unde vorbim de coaliții, cu istorie lungă, Olanda democratică, Olanda, Belgia, Italia, Germania, principala preocupare a premierului este tocmai aceasta, să-și țină partenerii de coaliție mulțumiți, astfel încât ei să aducă voturile și să aducă susținerea parlamentară. Faptul că Florin Câțu credea în mod naiv și total inept politic că cele 80 de voturi ale USR sunt ale lui și că susținerea pentru guvern este a lui și ne dă și nouă câte ceva din generozitate, arată că, într-adevăr, pălăria a fost prea mare pentru acest premier. Atât de simplu. Bun, și acum, apropo de un alt premier de la PNL, deslușiți un pic pentru ascultătorii noștri ce o să se întâmple la consultările de la Cotroceni. Adică acolo o să veniți, președintele o să trebuie, bun, care e planul? Voi ați dat jos acest guvern, ce plan aveți? Și dumneavoastră, probabil, conform declarațiilor publice, o să spuneți, păi, planul e să guvernăm împreună cu PNL, care poate da premierul, dar acest premier să nu fie Florin Câțu. Și de aici încolo ce se întâmplă? Președintele zice, dar voi n-aveți nicio propunere pentru că voi ați dat jos acest guvern, nu propuneți, aveți o majoritate, USR plus cu PSD, cu AUR, adică semnatarii moțiunii, ca să propuneți un nou guvern și dumneavoastră probabil să ziceți nu, că nu vreți să faceți guvern cu PSD. Nu-mi imaginez. Asta am spus-o și eu confirm și pe această cale și pentru ascultătorii Europa FM. Nu există un scenariu în care să construim o majoritate cu PSD sau AUR. Aici lucrurile sunt foarte clare. La fel de clar este că această coaliție, din punctul nostru de vedere cel puțin, această coaliție poate să funcționeze dacă PNL își exercită dreptul de cel mai mare partid din coaliție de a propune un premier și atunci discutăm pe programul de guvernare și pe calendarul de reforme. Dacă președintele spune se poate face o majoritate, dar premierul, propuneți voi un premier, există decizia partidului de 2 ani, colegul meu Dacian Cioloș, și este propunere de premier în măsura în care se constituie o majoritate și coaliția funcționează și merge mai departe. Adică aici, într-adevăr, este momentul când, pe obligație constituțională, la fel de altfel cum a fost și de la momentul declanșării crizei, președintele poate să creeze diverse scenarii, noi având exact această disponibilitate pe care am spus-o din primul moment al declanșării crizei. Suntem gata să susținem o coaliție cu PNL și UDMR în măsura în care la administrarea domeniului, să spun, vine cineva care e în stare să o facă. Despre asta este vorba în momentul de față și care își asumă și foarte important. Da. Că vreau să mai clarific ceva. Mm-hmm. Nu e o chestiune numai de dat înapoi niște scaune de miniștri și o mână de prefecți. Este o chestiune de asumat reformele pe care le-am agreat împreună la realizarea programului de guvernare. Asta e foarte important, pentru că ideea, și repet ceea ce am spus acum câteva clipe, ideea că USR este un partid, ca vechile partide Balama, care se bucură de câteva poziții și zice să rămână că e băgat în seamă, e una greșită fundamental. Când spunem că USR e altfel, este altfel exact din acest raționament. Noi am intrat acolo să facem niște reforme pe care bucata aia de Românie pro-europeană, modernizatoare, bucata de Românie care se regăsește și a votat pentru USR Plus în acele alegeri, ne-a trimis să facem să luptăm pentru aceste reforme și exact asta facem. Pentru că altfel doar să fim prezenți într-o coaliție de decor, cum s-a sperat, pentru că am văzut în discuțiile cu colegi parlamentari de la PNL, s-a sperat până în ultima clipă că ne vom întoarce plângând cu căciula în mână. Este o greșeală de, nu știu, de citire a realității politice din țara noastră, credința că USR va veni plângând înapoi să-și ceară iertare pentru că nu a fost respectat nimic din ceea ce am bătut palma că se va respecta. Asta e chestiunea de fond. Cât timp nu ești respectat ca partener, nu există niciun motiv să fii într-o guvernare. Despre asta e vorba. Bun, acum, apropo de coaliția asta, lucrurile stau așa. Premierul v-a adus niște reproșuri că ați fost incompetenți, pe care i-a tolerat, că trebuia să vă dai afară mai devreme. Sigur, rămâne de întrebat de ce n-a făcut-o, dacă chiar era atât de gravă situația. Părea cumva că v-a tolerat în această guvernare. Dincolo de asta însă, semnând și dumneavoastră această moțiune, sau mă rog, mai bine zis, votând-o,
V-ați asumat criticile astea la adresa propriilor miniștri, că textul ei înfiera niște miniștri ai dumneavoastră. Și asta a fost o temă de discuție zilele astea. E asumată și dacă e asumată, cum e, nu știu, vândută alegătorilor proprii povestea asta? Aici pare persoana lui Câțu... Să nu amestecăm retorica de Superman supărat cu realitatea politică. În cele 8 luni de guvernare, exact miniștrii USR, un exact miniștrii USR Plus, au fost cei mai vizibili în spațiu public prin activități și prin demararea unor reforme și unor lucruri vizibile și evidente. Adică pune cineva la îndoială că la transporturi Cătălin Drulă chiar a deblocat proiecte și că peste tot în țară, acum la momentul ăsta, se toarnă asfalt și se construiesc bucăți de autostradă? Pune cineva la îndoială că Cristian Ghinea, muncind pe brânci timp de luni de zile, a reușit să facă PNRR-ul, care e considerat de Comisia Europeană, nu de noi, unul dintre cele mai bune programe ale statelor europene? Pune cineva la îndoială că legile justiției au fost trimise în Parlament de Stelian Ion? Sau pune cineva la îndoială că Năsui a contribuit la debirocratizarea tonei de hârtii pe care o depune antreprenorul când merge la diverse instituții? Adică lucrurile astea se întâmplă. Eforturile lui Vlad Voiculescu de transparentizare, de la care i s-a și tras linșajul public, e pus la îndoială de cineva? Sau eforturile continuate de Ioana Mihăilă? Deci oamenii au văzut și România a văzut foarte clar că prezența USR Plus în guvernare a făcut o diferență, o diferență vizibilă. Faptul că s-a vorbit în principal despre miniștrii noștri este cea mai bună dovadă în sensul ăsta. Și cumva ridicolul discursului premierului a fost fix ăsta. După ce a încercat să spună că albul e negru criticând miniștrii noștri, când a ajuns la miniștrii PNL să-i laude, brusc a văzut că n-a mai găsit nicio laudă, că n-avea ce să spună. A spus niște principii generale, că a fost bine, că s-a muncit, că s-a lucrat. Dar când a trebuit să exemplifice performanțe în oglindă, să spunem, de asta n-aș. Discursul premierului trebuie privit ca discursul unui premier care știa că nu mai are susținere parlamentară și atunci era un discurs plin de supărare și obidă. Și mai este ceva, ceea ce e foarte important. Această credință, interpretare greșită a fostului premier, că bucata de guvernare, acel 33% din coaliție pe care USR îl are, ni-l dă el. Niciun moment. Asta e din nou o greșeală de înțelegere a contextului politic și de asta spun că premierul nu era pregătit pentru poziția asta. Acel 33% din coaliție pe care reprezintă USR nu vine din generozitatea PNL sau a lui Câțu. Vine exact din voturile bucății acelea de Românie care susține USR și ideea de modernizare. Și de aceea suntem perfect îndreptățiți să fim partea unei astfel de coaliții, dacă, bineînțeles, ceilalți doi parteneri vor să continuăm în această structură. Stați că ajungem imediat și la întrebarea de ce o fi vrut Klaus Iohannis totuși să ajungă lucrurile aici. Până atunci ascultăm și pe cei care ne-au sunat la 0372069599. Alin, bună seara! Bună seara, domnilor! Bună seara! Vă rog! Din păcate, România îi... pot să numesc țara starturilor ratate. Atâtea starturi am avut și ocazii și acum e la fel. Am avut ocazia, ați avut ocazia, domnule Barna și domnul... Nu-i o reproș, dumneavoastră sunteți în platou și cu dumneavoastră dialoghez. Avem 4 ani liniștiți și am avut exact 8 luni. Nu din cauza noastră, repet, nu cu dumneavoastră dialoghez, de aceea dumneavoastră mă adresez. 1 la mână. 2. Am 36 de ani, lucrez în vânzări. O singură dată am avut, am vrut să plec din țară. Când era Dragnea la putere, atunci m-am gândit, bă, nu știu ce o să fie cu țara asta, că n-avem nicio șansă. Mi-a trecut. A plecat și Dragnea, mi-a trecut. Dar de o lună am stat iarăși și m-am gândit, băi, oare mai avem vreo șansă? Acum, dacă ar fi, bun, dacă ar fi să-i, nu știu, să-i faceți o recomandare așa de cetățean USR Plus și domnului Barna care îi prezent aici, care ar fi, apropo de perspectiva dacă acestor negocieri? Nu știu. Vă spun care ar fi recomandarea mea. Așa. Ca votant USR, dacă cumva m-a intrat la guvernare,
faceți exact ce a spus până acum, faceți gălăgie. Pentru că oamenii ăștia nu pricep. Ei sunt boieri pe moșie și fac ce vor cu banii noștri până la urmă, pe banii noștri. Dacă cumva mai intrați la guvernare, deși mă îndoiesc, după toate declarațiile președintelui și după toate scenariile, mă îndoiesc că mai puteți sta la masă cu... Până la urmă, va trebui să stați la masă cu Florin Câțu să negociați. Mă îndoiesc că veți mai intra la guvernare, dar dacă veți intra, aș vrea să intrați cu premier și faceți gălăgie. Mulțumesc, Alin. Ce înseamnă să intrați cu premier? Că asta înseamnă ca liberalii să accepte să fie premierul de la USR Plus, de la al doilea partid ca pondere din această coaliție, într-un fel. Bun, este unul dintre scenariile posibile, puțin probabil să se întâmple. În țările, din nou, cu o experiență democratică mai bună, premierul vine și de la al doilea sau al treilea partid, tocmai din această dorință de a echilibra ponderile de funcționare al unei coaliții. Apropo de ceea ce a spus ascultătorul nostru, este într-adevăr exact mesajul pe care l-am transmis ieri premierului de la Tribuna Parlamentului la dezbaterea moțiunii, în care am spus, da, această coaliție avea toate premisele să performeze. Acest guvern a pornit cu o încredere extraordinară, cu votul oamenilor, cu buna credință pe care USR Plus o adusese în guvernul respectiv și am fi putut să avem o guvernare până în 2023-2024 foarte stabilă și robustă, făcând ceea ce ne-am angajat în programul de guvernare. Din păcate, s-a dovedit că premierul a cârmit-o, ca să spun, ca la Săniuș, de pe logica unui guvern care face reforme și scoate România din crize și din situația dificilă, într-o logică de premier tonomat de bani pentru primarii proprii, într-un premier partizan, pentru a câștiga o mână de voturi la Congres, pe care le-a câștigat, într-adevăr. Dar costul acestui câștig este un partid național liberal făcut praf, care în momentul de față e fragmentat și segmentat, e cioburi, și este o situație, o instabilitate politică foarte importantă în România și o criză foarte complicată pe care o trecem acum. E balanța între cost și investiție este una foarte proastă, pentru că, repet, pălăria de premier s-a dovedit prea mare pentru Florin Cîțu. Florin, în direct. Bună seara, Florin! Bună seara! Bună seara și invitatul dumneavoastră. Aș avea și eu două întrebări să-i pun domnului Barna. Așa, să precizez în primul rând fiecare. Că a fost un votat USR Plus și la prezidențiale și la parlamentare. Și aș vrea să fie sincer și să dea un nume. Care ar fi premierul care și-l doresc ei, cu nume și prenume, și dacă ar face o coaliție cu PSD pentru a intra la guvernare? Iar a doua întrebare, care este foarte delicată în acest moment, că tot am numit miniștrii, aș vrea să-l întreb pe dânsul ce au făcut de fapt cei doi miniștri ai sănătății pe care i-am avut pentru a întâmpina acest val 4 în care suntem critici în acest moment, în care nu avem mai multe paturi ATI și, mă rog, enumerările sunt multe. Constanța și așa mai departe. Eu sunt constanțean, apropo, iar la boli infecțioase nu s-a făcut absolut nimic. Bun. Și cei doi miniștri ai sănătății pe timpul guvernării pe care au avut-o împreună cu PNL și UDMR au fost de la USR Plus. Mulțumesc, Florin. Coaliție cu PSD, ne-ați răspuns cumva mai devreme. Da, exclus. Da. Deci nu există niciun scenariu, nici și teoretic. Premierul dorit, în afară de Dacian Cioloș, nici teoretic, cred nici că întrebarea se referea la un coaliție. Premier de la PNL, dacă ați pus ochii pe cineva din PNL. Răspund imediat. Deci secvența de guvernare cu PSD s-a ori exclusă, nu există niciun scenariu, nici teoretic, nici practic. În PNL există mai multe personalități care ar putea să îndeplinească, zic eu, cu... Să nu fie o mătură, zicea ieri. Nu o să votăm o mătură, zicea... Un premier de profilul domnului Ilie Bolojan. România are nevoie de un premier serios. Adică de un om care înțelege că, respectiv, guvernarea statului nu e o chestiune așa de ping-pong, de declarații flamboiante pe internet, de dat wow și bingo și hey pe internet cu diverse bucățele de filmulețe fanteziste. Un premier serios și responsabil. Ilie Bolojan este un astfel de exemplu. Sunt convins că există în rândurile celor din PNL și alte profile similare, dar el este cu siguranță unul dintre cei pe care l-am susține în mod firesc, tocmai pentru că e un om care are o performanță în spate. Că de fapt aici e problema. În cazul domnului Cîțu, dacă căutăm performanța din spate,
o prea găsim. Cei doi miniștri, reproșurile la adresa lor. Pe partea de sănătate, spun și aici ceea ce am spus de fiecare dată, premierul României a preferat să fie el, cred că e fără precedent în istoria, în situația actuală din lume, în vreo țară, ca premierul să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Pe de o parte, blocând orice demers al Ministerului Sănătății în acest scop, a fost una dintre primele dezbateri pe care le-am avut în guvern cu Vlad Voiculescu la momentul acela, legată de dorința Ministerului Sănătății de a avea un rol în campania de vaccinare și tot ce a însemnat lucrul acesta. Iar la partea de dotări și de activitate medicală, de pregătire, să nu uităm și Vlad Voiculescu și apoi Ana Mihaela mai departe, este finanțarea identificată și realizată, deschisă de 50 de milioane de euro pentru dotări în spitale, exact pe partea de fluide medicale periculoase, zonele de oxigen și finanțare prin care spitalele trebuiau să-și aducă la zi toate acele echipamente, dotări, instalații în saloanele unde se folosea oxigen și alte lichide medicale cu risc. Este o finanțare pe care au făcut-o exact colegii noștri, exact din dorința aceasta de a reduce riscurile care, iată, vedem că continuă să fie active și provoacă tragedii. În egală măsură a fost un efort constant și cred că ultimele două luni până la ieșirea de la guvernare, Ioana Mihaela cred că a venit săptămânal, fie împreună cu mine, fie singură mergând să discute cu premierul, propunându-i secvențe de stimulare a vaccinării, propunându-i, solicitându-i la rectificarea bugetară resurse pentru zona medicală. De fiecare dată premierul fie a evitat discuția, fie a amânat, fie a zis da, se rezolvă, dar nu s-a rezolvat, asta fiind o altă caracteristică a domniei sale de a spune da și de nu se întâmpla lucrurile. Adică au fost eforturi constante pe care le-a făcut Ioana Mihaela și înainte Vlad Voiculescu, tocmai pentru a recupera acest deficit de decapitalizare uriașă, această decapitalizare uriașă, de fapt, pe care o are sistemul medical. Pentru că problemele de acolo vin, de la ani de zile în care nu s-a investit în spitale. Da. Îl salut și pe analistul politic Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Mușat. Planul lui Klaus Iohannis, care pare să fie în momentul ăsta, apropo de această săptămână, cine trebuie să se umințească și să facă căutările interne, PNL sau USR Plus? Nu știu ce a vrut să spună președintele, poate să fie și PSD-ul. Ceea ce știu eu este că există o hotărâre de 55 din 24 februarie 2020 a Curții Constituționale, care îl obligă pe președinte să găsească o majoritate. Hotărârea e foarte clară, s-a făcut referire la ea, dar foarte puțină lume a citit-o. Și nu cred că e vorba de prima nominalizare și a doua nominalizare. Hotărârea spune că un comportament constituțional loial constă în desemnarea de către președinte a unui candidat la funcția de prim-ministru, care să poată să constituie o majoritate. Și se insistă asupra acestui lucru. Deci, da, probabil că este presiunea asupra USR, ca USR să revină în majoritate acceptându-l pe domnul Crețu, dar este evident că Crețu nu mai poate fi propus în niciun fel pentru prim-ministru desemnat pentru a forma o majoritate, câtă vreme nu are un sprijin efectiv. Și mai e o consecință a acestei hotărâri de care vă vorbeam. Această hotărâre face trimitere la declarațiile publice ale actorilor politici. Ăsta e și motivul pentru care două judecătoare au avut o opinie separată, spunând că declarațiile publice nu sunt până la urmă instituții, acte constituționale, dar majoritatea a decis altceva. Deci declarațiile făcute de reprezentanții PSD, USR și AUR, în care spun că nu vor sprijini în niciun fel un guvern Crâțu, nu-i permit președintele să mai renumească pe domnul Crâțu, câtă vreme cineva nu anunță în mod public că va susține astfel de formulă. Bun, și atunci lui Klaus Iohannis îi rămâne de fapt de făcut ca în această săptămână să-i convingă, sau mă rog, să le transmită poate celor din PNL să renunțe la Florin Câțu? Asta să fie varianta? Cum să spun, Florin Câțu poate să negocieze între timp. Invitația președintelui a fost clară. Găsiți o majoritate, a spus-o și astăzi. Dacă se vine cu o persoană, oricare ar fi, și este susținută de majoritate, va fi nominalizat să formeze guvernul. Dar trebuie să se existe o majoritate. Oricând toată lumea spune că nu-l acceptă pe Florin Câțu, PNL-ul este izolat.
PNL-ul încearcă să rămână la guvernare, fiind totuși în momentul de față izolat și izolându-se prin declarații pe care le face și în raport cu USR-ul și în raport cu PSD-ul, că există alternative de majoritate. Nu e obligatoriu ca USR-ul să fie la guvernare. Poate fi invitat PSD-ul. Dar când cele două partide, în mod teatral, sunt pe poziții diametral opuse, nu prea se poate construi în majoritate, dar nici bun. Nu cred că alegerile anticipate vor apărea. Bun, asta mă bucur că ați dat răspunsul ăsta, dar ultima întrebare ar fi dacă, să zicem, de dragul, invocând această carte a responsabilității în context pandemic, alibiu de care vorbea Dan Barna mai devreme, PNL-ul zice, noi suntem gata să guvernăm și minoritar, o să trecem testul Parlamentului și asta e. Ignorând acea decizie a CCR, propunându-l din nou pe Câțu, și PSD-ul să zică... Să-l propună. Da. PSD-ul trebuie să anunțe public lucrul ăsta. Deci, că îl susține ca să nu mai lungim. De decizie. Exact. Deci, PNL-ul nu e obligat de decizia constituțională. Doar președintele este obligat. Da. Deci președintele trebuie să audă public de la actorii politici că există un acord pentru privind majoritatea și atunci, da, se poate. Și atunci, deci, probabil... Încă o dată. Da. Guvernul minoritar are o majoritate, adică el va fi votat de cineva, trebuie să angajeze exact. Niște oameni că îl votează. Da. Da. Depinde. O să ne dăm seama dacă se mai lungește foarte mult povestea asta. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pârvulescu, pentru explicații. Dacă se mai lungește mult povestea asta, Dan Barna, atunci s-ar putea să avem un indiciu că lucrurile duc acolo. Pentru că dacă se lungesc, răspunsul va trebui să fie, dumneavoastră, am lungit-o destul. Țara este într-o criză și mai amplă decât era acum o săptămână, două în urmă. Deci gata. E PNL la butoane, hai, să treacă testul Parlamentului. Exact ceea ce v-am spus la începutul emisiunii, în prima intervenție, dacă dorim să ieșim rapid din criza politică și să începem să și guvernăm, să avem un guvern stabil cu majoritate parlamentară, lucrul se poate întâmpla în două săptămâni maxim. Un alt premier, discutăm pe problema de guvernare, ne așezăm la masă, lucrurile se pot foarte simplu debloca. Dacă însă se caută acest alibi, această scuză pentru a reconstrui USL 2.0, pentru a reconstrui alianța PNL-PSD, care a funcționat în ultima lună, pentru că Florin Câțu a fost susținut de Marcel Ciolacu și de PSD cu forță, cu energie, adică n-a fost premier PSD la fel de susținut cum a fost Câțu susținut de către PSD în birou permanent, cu voturi constante, la limită, mereu ce a fost necesar, PSD-ul a furnizat. Deci dacă se dorește o guvernare PNL-PSD, ea este posibilă. Și atunci noi vom fi în opoziție. E foarte clar, adică e un scenariu la fel de realist. Înțelegem lucrul acesta, doar... E noi... un scenariu chiar tentant, domnule Barna, să fiți în opoziție? Pentru noi nu este tentant în niciun fel. Pentru România este un scenariu catastrofal din punctul meu de vedere. Dar politic, pentru Florin Câțu, care e într-o disperată nevoie de a supraviețui, deși s-a spus pe toate canalele de comunicare politică și parlamentară că nu mai are susținere, dacă, și e o realitate, dacă el își găsește susținere în Parlament, sigur că da, poate să aibă un guvern. Noi suntem consecvenți pe acest mesaj. Nu mai are susținerea USR. În rest, e strategia politică a domniei sale. Din săptămâna asta propusă de președinte a trecut o zi. Există deja contacte între dumneavoastră și cei de la PNL? Bun, dialoguri între parlamentari și lideri. Postmoțiune, evident. Dialoguri, apeluri telefonice, să spunem, între colegi din Parlament există și, cum e și normal, să existe. Dincolo de asta, repet, este un cadru reglementat constituțional foarte clar de legea fundamentală în care președintele trebuie să așeze piesele pe masă. Este momentul președintelui acum. Noi suntem responsabili prezenți. Am spus, avem toate scenariile deschise. Dacă se vine cu un alt premier, ne așezăm la masă, discutăm. Dacă se insistă cu Florin Câțu, noi nu susținem un astfel de cabinet, ci o spunem foarte clar, fără echivoc, deci nu e o chestiune de să mai vedem, să ne mai gândim, să... USR e foarte ferm, Florin Câțu este un risc pentru România, continuarea unui guvern cu conducerea al Florin Câțu. Bun. Cu această intransigență rămânem deci și după discuția de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Dan Barna, mulțumesc foarte mult și celor care ne-au scris pe Facebook și ne-au sunat. Pe curând în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.